Mă uitam la niște clipuri pe YouTube și pe Instagram la fitnessiștii români și ceea ce mă surprinde este că toți spun că nu poți să-ți crești masa musculară când ești într-un deficit caloric. Mi se pare incredibil cum oamenii aceștia sunt instructori de fitness și habar nu au lucrul acesta. Eu v-am demonstrat și vă continui să vă demonstrez aici pe canalul meu că se poate realiza lucrul acesta fără steroizi, fără prostii, fără nu știu, alte tâmpenii. Se poate realiza totul natural pentru că este foarte simplu, urșii mei. Haideți să vă explic repede în două propoziții. Ca să pui masă musculară, ca să-ți crească mușchii, ai nevoie să le oferi un stimul. În sală, cu greutăți, sau poți să faci exerciții și cu greutatea corpului, da? Dar trebuie să oferi un stimul mușchiului ca să crească. Și, bineînțeles, are nevoie de suficientă proteină. Câtă proteină? 2 grame pe kilogram este arhisuficientă. Poți și cu mai puțină, bineînțeles. Iar ca să slăbești, trebuie să mănânci mai puține calorii decât consumă corpul tău. Trebuie să fii într-un deficit caloric. Asta e toată șmecheria. Dacă vei ține cont de aceste două lucruri, vei slăbi în timp ce vei pune masă musculară. Sau vei pune masă musculară în timp ce vei slăbi și vei face o transformare corporală, exact cum fac și eu, exact cum am făcut și eu și cum continui să fac, pentru că vedeți că slăbesc în continuu, iar mușchii nu îmi scad. Din contră, mușchii îmi cresc. Nu vine să cred că sunt oameni în industria fitness-ului, adică sunt oameni, că toți oamenii din industria fitness-ului îți sugerează să fii într-un surplus caloric ca să-ți crești masa musculară, că vrei să-ți crești brațele, că vrei să-ți crești picioarele, fesierii, pectorale sau orice altă grupă musculară, ai nevoie de un stimul și suficientă proteină și vei crește. Îți vor crește mușchii, da? Îți va crește masa musculară. Nu trebuie să fii într-un surplus caloric. Surplusul caloric este egal cu îngrășat. Aveți grijă la cine vă uitați, pentru că foarte, foarte mulți oameni iau bani pe astfel de informații și habar nu au. Și mai mult de atât, au și diplome. Au diplome de antrenori personali, au diplome în nutriție și așa mai departe. Iar dacă vă uitați la canalul meu, este foarte simplu. Veți vedea exact toată transformarea mea, veți vedea tot ce am mâncat și veți avea parte de cele mai șmechere informații și cea mai tare motivație, da? Trei chei, fac ei, vorbesc ei, fac ei, bă, pula mea. Știi de cine zic? Yeah! Torpilez ca pe Bismarck, bang, bang. Sunt primordial de la start. Rambo vs. Card, HDMI vs. Card. Eu le obțin, nu cred în destin. Apară fața ta, te pleci, te închin. Ești mut ca un manekin. Fără gem, fără bani, de bilet, ce poez? Jack King!